fost la Sorbona, dar degeaba! Lege privind Moldova o să mai piardă dosare la CEDO! Restricționează drepturile de italian la mai multe categorii. Da, cum e Gender.doc sau cine? Gender.doc a fost, da? Gender.doc a fost. Dar de ce? De unde stau? Ce nu-s cetățeni? Adică sunt buni să plătească impozite, dar nu e pus la... Dar Moldova pentru toți, pentru toți. Dar dacă ar spune, hai, pe damele, să le lipsim de drepturi, pe damele cu pălării. Nu doar pălăria. Și tot spune, dam și cu pălării pe așa. Dar cui trebuie să damele cu pălării? Lasă-le și când trebuie și ele să protesteze. Și fără pălării poți să trăiești. Da, da, da. Acasă lasă-le cu pălării, dar în stradă și iese. Protestez, de ce există? Câte probleme avem noi și am urmă pălării, doamnelor ăsta. Chirtoac, oportunistule! Chirtoac, învață legea! Drepturile sunt pentru toți! Drepturile omului sunt pentru toți! Suntem egali și liberi! Suntem egali și liberi! Suntem egali și liberi! Suntem egali și liberi! În momentul când pretins că cineva nu are dreptul, nu are dreptul, înseamnă că automat îți semnezi ție lipsa de drept. Îți condamn pe tine la asta. Dacă limitezi cuiva dreptul, le limitezi tuturor. Nu, și automat admiți ideea că și ție poți fi limitat. Drepturile omului sunt pentru toți! Spretind în afara pericolului ăsta. Uite presa, în loc să raporteze, dar presa scătăiește. Ea are comandă de altceva, nu? Ea crede că niciodată nu sunt. Deși ca fi mie, deja... Ai, anat eroic, strega. Un om din presă, anat eroic să meargă cu drapelul și ăla mic. A, măcar așa. Măcar așa, da? Da, chiar așa, da, e bine.